Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Săptămâna Mare are un punct culminant. Crucificarea Domnului Iisus Hristos. Un act de mare cruzime, de mare violență. Crucea Domnului Iisus Hristos nu este doar o realitate istorică, dar are și valențe spirituale. De aceea, în seara aceasta, vă propun să discutăm o temă interesantă, și anume o perspectivă evanghelică asupra teologiei și simbolisticii crucii Domnului Iisus Hristos. Împreună cu mine în studio este domnul Dragoș Ștefănică. Bună seara, bine ați venit în studio. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Sunteți lector la Institutul Teologic Pentecostal din București și ne onorează faptul că în seara aceasta putem să dialogăm pe o temă interesantă și crucială pentru creștinism. Aș vrea să vă întreb dacă, înainte de a intra în subiect, dacă doriți să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, sunteți prima dată în studio, la emisiunea aceasta și ne-ar ajuta să cunoaștem câteva lucruri despre dumneavoastră. Da, într-adevăr, este prima dată când vin aici la emisiunea dumneavoastră și este o mare bucurie să putem să împărtășim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. După cum ați spus, numele meu este Dragoș Ștefănică, sunt slujitor în Biserica Pentecostală Vestea Bună din București și cadru didactic universitar la Institutul Teologic Pentecostal. Vin din nordul țării, de unde se agață harta în cui. M-am căsătorit cu o fată cu totul specială din Țigănești, din Teleorman, deci iată, la poli opuși, ne-am întâlnit aici în București. Tot la o emisiune, am fost invitatul ei la o emisiune la RVE, și se pare că am rămas invitat pe viață. Deci mi s-au întâmplat lucruri interesante ori de câte ori am participat la emisiuni. Sunt căsătorit așadar cu Andreea, avem doi copii, Tudor și Iunia. Dumnezeu ne-a binecuvântat să-i fim credincioși, să-L cunoaștem. Acesta este cel mai important lucru și apoi să fim slujitorii Lui. Da, mulțumim de prezentare. Aș vrea să plecăm în discuția noastră de la autenticitatea morții. S-ar putea ca noi să înaintăm în subiectul acesta despre crucea Domnului Iisus Hristos, dar cineva să aibă obiecție inițială. Chiar a murit Hristos? Este moartea Domnului Iisus Hristos una autentică? Și ce ați putea să ne spuneți în vederea argumentării că moartea Domnului Iisus Hristos a fost una reală, autentică? Da, este o întrebare foarte bună, deși aparent trăind într-un popor majoritar creștin, s-ar părea că este luată de bună ideea că moartea Domnului Iisus Hristos este o istorie reală și nu o invenție târzie a bisericii. Însă sunt mulți astăzi care nu mai sunt dispuși atât de mult să creadă în istoricitatea morții lui Hristos, fie că vorbim despre credincioși musulmani, iată, care spun că nu se putea ca Iisus, un mare profet venit de la Allah, să moară pe cruce în modul acela rușinos, fie că vorbim de necredincioși, oameni care spun că totul este o legendă. Da? În apărarea istoricității și a veridicității morții lui Hristos pe cruce, avem nenumărate dovezi, avem dovezi interne, le găsim în Sfânta Scriptură, dovezi externe, aș vrea să enumăr doar câteva dintre ele, am putea să facem o emisiune doar pe acest subiect apologetic și știu că nu este cazul în această seară, însă la nivelul dovezilor interne vorbim despre o coerență a tuturor autorilor biblici cu privire la acest eveniment. Așadar, autorii biblici, spunem noi, inspirați de Duhul Sfânt, nu se contrazic în niciun fel când descriu moartea lui Hristos pe cruce. Este foarte important ca martorii la un eveniment să nu spună lucruri diferite. Da? Unii vor zice că evangheliile, de pildă, sunt scrise destul de târziu, la câteva zeci de ani după evenimentul răstignirii. Însă iată că la Pavel, de exemplu, în Corinteni și în Efeseni, în mai multe locuri, avem niște crezuri în formă incipială, pe care Pavel practic le citează. Acestea erau niște mărturisiri de credință mult mai vechi, da? Formulate probabil chiar imediat după evenimentul morții și învierii lui Hristos. De exemplu, în 1 Corinteni 15, 3 și 4, Pavel spune: v-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Da? Este o predanie, este o tradiție orală care ajunge până la el, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și așa mai departe. Da? Deci dovezile interne sunt toate în favoarea istoricității morții lui Hristos. Însă avem și dovezi externe, autori necreștini care critică, de fapt, creștinismul și sunt oponenți ai creștinismului, dar care în scrierile lor arată că Iisus a murit sub Ponțiu Pilat. L-avem pe Tacitus, l-avem pe
pe istoricul evreu Iosif Flavius sau Iosefus, da? Avem chiar Talmudul care menționează moartea lui Hristos, condamnarea lui la moarte. Iată așadar dovezi externe venite din partea nu a unor simpatizanți, ci a unor oponențe creștinismului, dar cu toții spun că într-adevăr Hristos a fost răstignit, că nu mai cred și partea cu înviere, altă poveste, dar ei cel puțin confirmă moartea lui Hristos. Dar am mai avea și acest argument oarecum logic al nebuniei crucii, da? Dacă într-adevăr creștinismul ar fi fost ceva inventat, un fel de sistem de credințe pus la cale de ucenicii Domnului Iisus Hristos, el n-ar fi conținut în niciun caz trimiterea la cruce. Pentru că era o nebunie, un scandal, da? pentru oricine în vremea respectivă, pentru orice necredincios, fie evreu, fie dintre neamuri. Așadar, faptul că primii creștini și de atunci 2000 de ani, toți creștinii au mărturisit moartea lui Hristos, e un argument al faptului că moartea lui Hristos chiar a avut loc, chiar s-a întâmplat. Da, mulțumim pentru această trecere în revista dovezilor cu privire la moartea Domnului Iisus Hristos ca fiind autentică. Interesant este că ucenicii Domnului Iisus Hristos au rezistat acestui anunț pe care Mântuitorul îl face de fiecare dată că va merge la cruce și în special evanghelistul Marcu repetă de mai multe ori lucrul acesta, au rezistat aceste idei și s-au opus cât au putut. Deci este clar că nu a fost o invenție, ei nu ar fi îmbrățișat și n-ar fi pus în textele lor de crez un astfel de adevăr. Pentru un creștin evanghelic, ce reprezintă crucea Domnului Iisus Hristos? Vorbim aici de o realitate istorică, dar în același timp vorbim și despre o realitate spirituală. Ce reprezintă pentru un creștin evanghelic crucea Domnului Iisus Hristos? Dacă ar fi să spun într-un cuvânt, reprezintă totul. Este foarte, foarte important. Aici cred că ar trebui să avem o mică dezambiguizare, crucea lui Hristos. De ce spun asta? Pentru că s-a întâmplat într-un anumit context să asist la o discuție, eram într-un loc public, o doamnă și un domn discutau și doamna respectivă a zis la un moment dat: păi americanii nu sunt creștini. M-a contrariat lucrul ăsta, am întrebat de ce. În mintea mea era probabil, mă gândeam că probabil nefiind ortodoxi îi consideră necreștini. Dar nu ăsta era motivul. Și doamna a spus: păi dumneavoastră n-ați văzut în toate filmele lor, filmele americane, nu apare crucea la morminte, au numai niște monumente, niște pietre funerare. Ăștia nu cred în cruce, ăștia nu sunt creștini. M-a amuzat, dar în același timp m-a făcut conștient de gradul mare de ignoranță care există adesea între toți creștinii, unii privitori la ceilalți. Așadar, am fost acuzați adesea că nu credem în crucea lui Hristos pentru că nu ne facem semnul crucii sau pentru că nu avem crucea ca obiect religios în închinarea noastră. Ei bine, dimpotrivă, aș zice, mai mult decât pentru un ortodox, și vom vedea probabil imediat și de ce, pentru un evanghelic crucea este importantă, învățătura despre cruce, reprezintă totul. Istoricul David Babington spunea la un moment dat, încercând să găsească câteva trăsături definitorii ale mișcării evanghelice, spunea că printre acestea, patru la număr, le-a spus el, se numără și crucicentrismul. Crucicentrismul este ideea conform căreia în centrul discuției despre mântuirea, doctrinei despre salvare, stă crucea lui Hristos, dar nu ca obiect al închinării, ci stă jertfa lui Hristos de pe Calvar, da? Ceea ce a realizat Hristos la cruce. Asta înțelegem noi prin propovăduirea crucii. Da? Adesea, dacă veți citi o carte de teologie ortodoxă, veți vedea că la argumentele biblice pentru folosirea semnului crucii sunt date texte de prin teologia paulină, de exemplu, care vorbesc despre propovăduirea crucii și așa mai departe. Ori pentru noi, ca protestanți, o hermeneutică simplă, da, elementară, ne-ar învăța că acolo nu e vorba despre un simbol creștin, în primul rând, ci este vorba despre o învățătură despre cruce, da, despre ceea ce a însemnat crucea pentru noi. Deci pentru evanghelii, crucea lui Hristos înseamnă totul, înseamnă baza, dacă vreți, obiectivă a mântuirii. Ceea ce a realizat Hristos la cruce reprezintă temeiul mântuirii noastre. Evident, apoi vorbim și despre fazele acelea personale, subiective ale mântuirii, convertirea, nașterea din nou, dar aici vorbim despre asigurarea bazei mântuirii. Da? Fără jertfa lui Hristos nu puteam să vorbim de mântuire, fără primul pas făcut din partea lui Dumnezeu. Deci pentru un evanghelic, crucea lui Hristos, învățătura despre patima lui Hristos, despre moartea lui ispășitoare și înlocuitoare,
Înseamnă totul, înseamnă refacerea, în primul rând, a relației rupte cu Dumnezeu. Este reconcilierea pe verticală cu Dumnezeu. Înseamnă în același timp și pe orizontală reconcilierea cu oamenii, da? Cu celelalte, cu ceilalți, cu apropiații cu care s-ar putea să aibă relațiile rupte. Crucea este practic mijlocul prin care Dumnezeu ne mântuiește și este și dovada dragostei jertfitoare a lui Dumnezeu, dovada dragostei supreme. Iar pentru faptul că evanghelicul interiorizează cumva mai mult, sperăm noi, credința asta în Dumnezeu, pe evanghelic îl ajută faptul că Dumnezeu a dat totul pentru noi la cruce, îl ajută să creadă în dragostea lui Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu bun. Da, El este un Dumnezeu drept și expresia dreptății sale este și moartea lui Hristos pe cruce, da? Unde păcatul a fost condamnat și pedepsit, dar în același timp este și dovada dragostei lui Dumnezeu. O dragoste pe care un teolog răsăritean o numea iubirea nebună a lui Dumnezeu, chiar că este o nebunie a iubirii lui Dumnezeu. Ar însemna multe alte lucruri, am putea să vorbim, nu vreau să se transforme discuția într-un dialog, într-un monolog, însă aș mai puncta un singur aspect și anume, crucea este și un simbol, dacă vreți, al uceniciei creștine. Hristos, în nenumărate rânduri în Evanghelii, vorbea despre purtarea crucii și despre faptul că nimeni nu-L poate urma pe El fără să aibă crucea în spate. Evident, El nu se referea la o cruce fizică, la a fi crucificat așa cum El însuși a fost răstignit pe Golgota, ci se referea la omorârea firii noastre vechi, se referea la identificarea noastră totală cu El, cu Hristosul batjocorit, umilit, astfel încât să și înviem cu El, să fim și părtași ai slavei sale. Deci, iată, crucea este și un simbol al vieții de zi cu zi al credincesului evanghelic, este un simbol al uceniciei, care nu înseamnă doar 2 ore pe săptămână duminica, ci viața trăită ca atare zi de zi. Da, foarte frumos ați menționat, cu alte cuvinte, crucea ne îndreaptă spre Dumnezeu și reflectă caracterul lui Dumnezeu în esența cea mai profundă, și anume dragostea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu care nu s-a transpus și nu s-a afirmat doar prin cuvinte, ci printr-o realitate crudă a jertfirii Fiului Său, și e extraordinar. De asemenea, ați menționat și faptul că această cruce a Domnului Iisus Hristos este și o cale pentru noi de mântuire. Noi nu am fi putut rezolva problema păcatului nostru fără această înlocuire pe care Hristos a făcut-o la cruce pentru noi, dar ne cheamă și la o viață de ucenicie. Ați menționat puțin despre celelalte biserici și aș vrea să vă întreb cum e înțeleasă crucea Domnului Iisus Hristos în teologia apuseană și cea răsăriteană. Da, iarăși, aparent, dat fiind faptul că se folosește în cultul bisericii crucea ca obiect de închinare sau ca obiect cultic, hai să-l numim așa, te aștepta ca discuția despre cruce, despre moartea lui Hristos să fie în centrul bisericii, atât a celor apusene, bisericilor apusene, cât și a bisericii răsăritene, da? A bisericii ortodoxe. Există aici însă niște diferențe notabile. Diferențe care sunt seculare, de fapt. Practic, începând cu primele secole creștine, se observă o depărtare a răsăritului de apus, o depărtare care poate va culmina cu Marea Schismă de la 1054, dar nu începe cu Marea Schismă. Acolo este doar un punct termen. Culminant, așa. Culminant, exact. Un punct culminant al acelei relații tensionate. Diferențe care se datorează limbii diferite, culturii diferite, dar și accentelor teologice diferite. Ce înțeleg prin asta? Înțeleg că în apus, de exemplu, în bisericile apusene, iar aici am în vedere atât biserica catolică, cât și bisericile protestante, pentru că reforma a fost o reformă a bisericii catolice, practic, da? Adică foarte multe dintre lucrurile care țineau de paradigma, de felul în care era înțeles creștinismul, da? Toate, multe din astfel de lucruri s-au păstrat în protestantism și, practic, și în mișcarea evanghelică din care facem și noi parte. În apus există un mare accent pus pe cruce. Da? Hristos este privit ca victimă, este privit ca mielul junghiat. În primul rând, mântuirea este posibilă datorită lucrării lui Hristos de la cruce, da? Datorită morții sale și a purtării păcatelor noastre. Aici există diferență între protestanți și catolici, dacă îndreptățirea are loc doar prin credință sau dacă are loc prin credință și fapte și prin intermedierea bisericii. E o discuție mai amplă. Însă în apus, crucea
rămâne în centrul teologiei, iar mântuirea este văzută ca iertare de păcate, ca eliberare de păcat, păcatul fiind la rândul lui o încălcare a legilor lui Dumnezeu. Ei, în răsărit lucrurile stau puțin diferit. Stau puțin diferit pentru că, și răsăritenii de fapt îi acuză pe apuseni adesea, de faptul că în conturarea teologiei lor au fost foarte mult influențați de tot ce înseamnă dreptul roman, care într-adevăr are o latură aici componentă, și răsăritenii spun că de fapt toată discuția despre îndreptățire, despre păcat, despre achitare, justificare, tot acest, să zic, context juridic, este unul influențat de cultura apuseană romană. În răsărit, mântuirea este văzută într-o altă paradigmă. Mântuire înseamnă unire cu Dumnezeu, înseamnă îndumnezeire. Cu siguranță telespectatorii au mai auzit și în alte contexte acest concept. Iarăși, foarte interesant, dar această paradigmă este diferită în sensul că în centrul mântuirii stă întruparea lui Hristos și nu moartea lui de pe cruce. Da? Deci mântuirea este făcută posibilă prin faptul că Dumnezeu s-a făcut om ca omul să poată deveni Dumnezeu, să fie părtaș naturii dumnezeiești. Există aici o discuție că este părtaș după har, nu după fire, nu intrăm aici în detalii, sunt oricum chestiuni foarte tehnice, găsiți în cărțile serioase de teologie. Apropo, dacă pot să fac aici o recomandare pentru zona îndumnezeirii, aș recomanda cartea profesorului Bartoș, Emil Bartoș, Conceptul de îndumnezeire la părintele la Dumitru Stăniloae, da? Și o receptare acestei învățături în teologia evanghelică. Acolo este tot dosarul chestiunii, ca să nu intru acum eu în detalii, dar mântuirea, repet, este văzută diferit. În centru este întruparea lui Hristos, da? Asumarea naturii umane pe care o îndumnezeiește și noi, fiind încorporați în Hristos, ontologic, ființial, suntem transformați. Păcatul nu este atât o încălcare a legii lui Dumnezeu, cât o boală de care trebuie să ne vindecăm. Da? Deci, iată, sunt diferențe notabile între cele două teologii, iar noi, chiar dacă trăim într-o țară ortodoxă, suntem influențați de perspectiva mai degrabă apuseană, că și pentru noi, în centrul teologiei stă Hristos, stă jertfa lui Hristos, nu întruparea lui Hristos. Aici aproape aș deplânge puțin lipsa asta accentului pus pentru pare. Mult prea adesea, inclusiv în colinde, mi s-a dat să aud. It's about the cross, spunea o colindă. Da? Spunea, nu e doar despre înger, este despre cruce. Inclusiv la colinde, atunci când sărbătorim nașterea lui Hristos. Probabil că evanghelicii trebuie să regândească puțin și să reflecteze puțin mai mult asupra întrupării. Da? Asta este o altă discuție. Probabil că cineva din Biserica Ortodoxă ar ridica următoarea întrebare și anume totuși Biserica Ortodoxă are în practica ei pot să perceapă aspectul teologic care este în spate cina Domnului, jertfirea lui Hristos în fiecare duminică și ar încerca să ne contrazică spunând, dar uite că noi de fiecare dată îl jertfim pe Hristos, moartea lui este centrală în fiecare liturghie. Cum ați răspunde unei astfel de perspective, ținând cont de ce a spus mai înainte? Da, este o întrebare foarte bună și foarte aplicată. Este adevărat că în centrul cultului și în centrul vieții spirituale a Ortodoxiei stă liturghia, da? Stă participarea la liturghie, participarea la Euharistie, da? La ceea ce numim noi cina Domnului. Da? Și este iarăși adevărat că cu fiecare ocazie, cu fiecare slujire a liturghiei, este un fel de anamneză, de amintire, se reiau toate cele elemente în mod simbolic. Deci e foarte interesant aici pentru evanghelici, pentru publicul nostru evanghelic, să cunoaștem câteva elemente care țin de liturghie, de împărtășania ortodoxă. Tot ce se întâmplă în firidă, la început, unde stă doar preotul cu Dumnezeu, toată pregătirea agnețului, sfânta copie, tot felul de elemente care toate simbolizează. Simbolistica este extraordinar de vastă. Da? Deci, într-un fel, se aduce aminte în fiecare duminică despre jertfa lui Hristos. Euharistia este văzută ca o jertfă, dar nesângeroasă. Este jertfă în continuare, dar nesângeroasă. De aceea și mântuirea se lucrează în biserică prin participarea la Sfintele Taine, că prin Sfintele Taine, prin Euharistie, de pildă, ni se comunică Harul Divin. Har Divin care nu este un dar nemeritat, așa cum știm noi protestanții sau catolicii, ci este mai degrabă o energie necreată, este o lucrare, este Dumnezeu în acțiune, dacă vreți. Da? Deci eu aș răspunde unei astfel de obiecții în felul următor. Cu toate acestea, chiar dacă se aduce aminte, chiar dacă se reia în mod simbolic moartea lui Hristos, da? în fiecare slujire a liturghiei, a Euharistiei, în același timp,
ca paradigmă soteriologică, ca paradigmă de mântuire, a mântuirii, da, teologia ortodoxă este foarte departe de a pune crucea în centrul ei și jertfa lui Hristos. Da? Este foarte departe. Mântuirea înseamnă, repet, o chestiune mai degrabă ontologică. Înseamnă, de asta în ortodoxie nu se poate vorbi despre o siguranță a mântuirii. Păi, nu poți să fii sigur. Da? Nu există un moment al convertirii, nu este un moment al întoarcerii la Dumnezeu. Da? Nu este un moment, cu alte cuvinte, al îndreptățirii, cum avem noi protestanți în general, când spunem există un moment în care Hristos ne-a considerat drepți. Și de atunci putem să spunem suntem mântuiți, dar ne duce mântuirea mai departe. Deci la nivel teologic există o ruptură destul de mare între ce avem, de exemplu, la liturghie și ce anume se consideră teologic vorbind că este mântuirea. Ce puteți să ne spuneți despre simbolul acesta? Pentru că ne-am propus în seara aceasta să discutăm nu doar de teologia crucii, dar și despre simbolistica simbolul crucii. Cum a ajuns crucea să fie un simbol creștinism sau simbol al creștinismului? Ce putem spune despre simbol și închinare vis-a-vis de cruce? Da, este o poveste, iarăși, poveste foarte lungă și istoria adoptării semnului crucii ca semn distinctiv pentru creștinism se pierde în negura vremurilor. Cert este că avem anumite atestări, de exemplu la Tertulian se pare că există prima atestare a folosirii semnului crucii. Tertulian spune în una dintre lucrările lui de corona, spune, nu-i coronavirus, apropo, să fie clar pentru ascultători, spune, la fiecare pas și la orice mișcare, când intrăm sau ieșim, când ne punem hainele și încălțămintea, mă rog, enumeră mai multe elemente, când stăm la masă, în toate lucrările noastre zilnice, ne însemnăm pe frunte cu semnul. Se înțelege semnul crucii. Este foarte posibil ca la început semnul crucii să se fi făcut doar pe frunte, doar cu un singur deget. De aici, în unele tradiții creștine, a rămas ideea de a-ți face semnul crucii doar cu un deget, cu degetul mare sau apoi cu două degete. Sunt mai multe tradiții privitoare la felul în care trebuie făcut semnul crucii. În orice caz, să zic, legenda deja spune că împăratul Constantin a văzut acest semn pe cer în preziua unei bătălii și de atunci l-a fost adoptat ca semn distinctiv al creștinismului. Cercetătorii arată însă că semnul crucii sau diferite semne ale crucii, că așa aici e o altă întrebare, cum ar trebui să arate crucea? Dar noi avem așa numita cruce latină, da, e foarte simplă, este un lemn vertical, un transversal, un pic deasupra celui transversal. Stauros în greacă înseamnă stâlp sau orice fel de, da? Deci existau la popoarele barbare, încă dinaintea romanilor, exista această practică a răstignirii pe un stâlp sau pe diferite forme. Avem nenumărate tipuri de cruce, da? Nu doar crucea pe care o știm noi. Dar revenind la discuția noastră despre semnul crucii, iată așadar, probabil că a fost adoptată undeva prin secolele 4 după Hristos ca semn distinctiv al creștinismului. Repet, la nivel strict istoric, aici avem niște lacune. Dar spuneam că a fost folosită crucea ca simbol și la alte popoare. La egipteni, de exemplu, avem un anumit tip de cruce. Pe la caldeieni avem iarăși, chiar la scandinavi, la greci. Deci, înainte de Hristos, erau popoare care aveau semnul crucii drept semn distinctiv, semn religios. La egipteni, dacă nu mă înșel, reprezenta viața, da? Era un semn al vieții, e acea cruce cu mâner, crucea coptă este numită ea astăzi. Dar cert este că de-a lungul timpului a fost adoptată drept simbol al creștinismului. Vrem, nu vrem, asta este realitatea de astăzi. Probabil că întrebarea mai spinoasă este cum ne raportăm noi ca evanghelici la acest semn, îl adoptăm, nu? În ce sens îl adoptăm, în ce sens nu îl adoptăm, suntem creștini dacă nu îl adoptăm? Cred că aici este de fapt întrebarea. Vreau să lămuriți. Da, deci întrebarea. Asta era întrebarea, dacă, bun, a pătruns în creștinism acest semn al crucii și mulțumim pentru informațiile care le-ați adus. De fapt, el, crucea, nu este strict un semn religios doar al creștinismului. Ne-ați adus câteva argumente. El a devenit un semn un simbol al creștinismului și în ce măsură noi ar trebui să ne raportăm la acest simbol al creștinismului, crucea
mai punem crucea, nu mai punem. Eu am aici o Biblie cu cruce și poate că asta pe unii îi ajută și poate spun că chiar Biblia e autentică. Chiar dacă nu o citesc, ei se uită doar la copertă și probabil că spun că e autentică. Am și eu Noul Testament, ediția Dumitru Cornelescu revizuită și are tot un fel de cruce stilizată, ce-i drept. Deci să nu fim chiar cu cruce, dar totuși să existe crucea. Da. Da. Când am gândit designul, ne-am gândit să fie și această stilizare. Da, este foarte clar că noi cu toții folosim anumite simboluri, da? Este la îndemână să folosești anumite simboluri pentru a-ți marca într-un fel identitatea. Iată, mulți credincioși evanghelici au chiar pe mașini acel pește, da? Ichthys, știm din greacă, este un acronim acolo, pentru că se pare că era un semn folosit de primii creștini, un fel de semn secret între ei. N-avem nicio problemă să folosim un astfel de semn. Ba chiar vă spuneam înainte de emisiune că am fost într-o biserică, nu-i dau numele acum, dar avea pe amvon undeva sculptat așa în relief tot felul de simboluri. Era acolo și o pâine și un pocal de vin, era menora, te întreb care legătura, era steaua lui David acolo, da? Era peștele, dar nu era crucea. Deci, erau și creștini și iudei. Un fel de amestec, un fel de sincretism din ăsta l-am numit. În alte biserici sunt tot felul de alte simboluri, ca să nu mai vorbim despre arta sacră evanghelică, care, vorba lui Caragiale, da, este frumoasă, dar lipsește cu desăvârșire, sau dacă există, uneori mai bine ar exista, tot felul de picturi murale, mă rog, mai mult sau mai puțin reușite. Însă, revenind la simbolistica crucii, aș zice că ea rămâne un simbol creștin, adică pentru necredinciosul necreștin, da? Pentru cineva din afara creștinismului, care rup cu totul de creștinism, crucea reprezintă un semn al creștinismului până la urmă. Da? Evident, asta nu înseamnă că vom adopta ca obiect de cult o cruce, da? Nu ne vom închina, nu vom săruta. Chiar dacă teologia din spatele închinării, da, și folosirii crucii ca obiect în închinare spune că nu sărutăm un lemn ca pe un idol, dar practic este un fel de a-l venera pe Hristos, pe cel care a murit pe cruce. Dar nici măcar atât nu facem, pentru că principiul evanghelic este cel al închinării în duh și în adevăr. Pentru noi este suficientă relația liberă, deschisă nouă de către Hristos, Marele Preot, care ne-a dat accesul în prezența lui Dumnezeu Tatăl. Deci nu avem nevoie de toate aceste elemente de intermediere. De aceea suntem mai iconoclaști, să o spunem pe șleau, nu avem icoane, nu avem relicve, nu avem moaște cărora ne închinăm, da? Pentru că, sau obiecte bisericești, straie sfinte și cruci, crucifixuri și așa mai departe, pentru că suntem mai iconoclaști, așa după cum ziceam, asta se poate explica istoric, de ce suntem așa și nu altfel, dar principiul evanghelic, considerăm noi biblic, este acela al închinării în duș și în adevăr. Având relație directă cu Dumnezeu, nu vedem necesitatea, în primul rând, a unor astfel de intermedieri, ca să nu mai vorbim despre pericolele reale care se ascund în spatele folosirii unor astfel de simboluri, de obiecte de cult în închinare. Da? De prea multe ori, omul de rând, bine intenționat, dar neinstruit, va identifica probabil acel obiect, da? Obiectul căruia chiar îi aduce închinare. Este o mare problemă aici, un mare pericol. Deci, nu abandonăm simbolul, dar nu venerăm simbolul și nu ne închinăm simbolului, ci, în cazul nostru, crucea, ci închinarea noastră este față de Hristos, Mântuitorul nostru, care a murit pe cruce, care și-a dat viața pentru noi. Închinarea noastră este față de Dumnezeu. Și în felul acesta ne place să spunem că avem o închinare teocentrică, centrată pe persoana Creatorului nostru și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, Sfânta Treime fiind prezentă în actul închinării. Aș vrea să vă întreb, cum arată viața unui creștin marcată de adevărul crucii? Crucea este, a fost o realitate istorică. Evangheliile ne spun despre existența crucii ca un element de tortură pentru cei care făceau răul. O avem descris în Evanghelie răstignirea Domnului Iisus Hristos, dar în teologia epistolelor înțelegem că crucea Domnului Iisus Hristos e mai mult decât istorie,
mai mult decât un fapt istoric. Este o experiență spirituală, este o realitate spirituală care are un impact deosebit în viața unui creștin. Și aici, dacă ați vrea să ne spuneți puțin relația aceasta spirituală dintre creștin și cruce, cum ne marchează viața, crucea Domnului Iisus Hristos. Da, am vorbit până acum destul de mult despre tot ceea ce înseamnă relația pe verticală, să zic, restaurată prin cruce, prin jertfa lui Hristos de la cruce, restaurarea relației cu Dumnezeu, împăcarea și așa mai departe. Cred că aici ne apropiem deja mai mult de zona aceea pe orizontală, ceea ce înseamnă crucea pentru viața noastră aici și acum. Mă gândesc la un text din Efeseni, capitolul 2, peste care trecem adesea destul de repede și mă gândesc la o realitate asupra căreia nu prea insistăm. Este vorba de împăcarea realizată de Hristos la cruce, împăcare între două grupuri ireconciliabile, imposibil de pus la oaltă. Și anume, este vorba despre împăcarea între evrei, vechiul popor al lui Dumnezeu și neamuri. Iată, noi astăzi, după 2000 de ani de istorie creștină, luăm de la sine înțeleasă această intrarea noastră slobodă în prezența lui Dumnezeu, această includerea noastră a neamurilor în poporul lui Dumnezeu. Nu știu, noi în mediul penticostal avem un cântec, poate și alții credincioși din alte confesiuni evanghelice l-au, spune, această cântare spune: Doamne, n-am aur nici pietre scumpe, dar am tot dreptul să fiu al Tău. Iată că nu dintotdeauna noi neamurile am avut tot dreptul să fim al lui Hristos. Astăzi o luăm de bună, dar n-a fost mereu așa. În Efeseni 2, de la 11 la 22, Pavel vorbește despre această reconciliere, împăcare între două grupuri ireconciliabile. Și putem să vorbim din punct de vedere istoric cum s-a ajuns aici, care era ura dintre evrei și neevrei și așa mai departe. Da? Din ambele părți, era animozitate, era reciproc împărtășită. Ei bine, iată că Pavel spune că în Hristos s-a făcut pace. Interesant este că Pavel nu spune Hristos aduce pace, el spune El este pacea noastră, El este pacea, da? Din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care despărțea, a făcut din ambele grupuri un singur popor al lui Dumnezeu. Fricțiunea a existat și în continuare, și în biserica din Roma și în alte biserici, între evrei și cei proveniți dintre neamuri, dar realitatea nouă era că ei erau același popor al lui Dumnezeu. Acest model al împăcării evreilor cu neamurile, cu neevreii, prin crucea lui Hristos, ar trebui, zic eu, să ne slujească drept model pentru împăcarea dintre noi. Da? Iată, sunt adesea fricțiuni chiar între membrii aceleași biserici, fel de fel de partide, fel de fel de interese, din păcate, să zic așa, nedorite. Există fricțiuni la nivelul familiei, între soț și soție, există diferite animozități între credincioși și necredincioși, pentru că suntem puși în contexte în acestea foarte delicate și foarte neplăcute. Faptul că Hristos a putut să aducă pace între evrei și neevrei este dovada, dacă vreți, sau asigurarea că El poate să aducă pace între orice alte două entități de pe lumea asta. Da? Într-un fel, împăcarea neamurilor, evreilor cu neamurile, este un fel de punct culminant a ceea ce poate să facă crucea lui Hristos în materie de reconciliere. Asta înseamnă că pentru noi, da, ca ucenici ai lui Hristos, ca în calitate de credincioși evanghelici, da, crucea lui Hristos înseamnă împăcare, înseamnă reconciliere cu cei care, chiar cu cei care ne-au făcut rău. Da? Iată că această reconciliere nu are la bază un fel de renunțarea unuia în favoarea celuilalt. Cu toții aveam nevoie de transformare. Pavel spune să aducă pace vouă celor de departe și nouă celor de aproape. Cu toții, da, evrei și neamurile aveau nevoie de crucea lui Hristos, după cum și noi, ca ființe imperfecte, avem nevoie de crucea lui Hristos pentru a fi reconciliați. Deci aș zice că o consecință directă ar fi cea a reconcilierii, a împăcării. Creștinul trebuie să fie un om al păcii, un făcător de pace și un iubitor al păcii. Iar pacea aceasta reală, nu prefăcută, nu o simplă resemnare, da, ci pace reală, este posibilă prin jertfa lui Hristos. Interesant că cei mai mulți se referă aici la cruce ca o experiență a separării. Da. Și ați amintit, ați început cu ideea, cu teologia Apostolului Pavel în Efeseni 2, în care el spune, și citez acum, și am păcat pe cei doi fiind cele două categorii, cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Și de obicei noi aplicăm crucea
ca un element al separării, întâi de toate, ați început mai întâi să vă referiți la faptul că ea aduce pace. Ce alte lucruri ar putea să fie observate în viața unui creștin care trăiește învățătura crucii, nu doar o afirmă, nu doar poate o exteriorizează printr-un semn, de fapt nu o exteriorizează, am văzut că evanghelicul nu face lucrul acesta, dar ce alt lucru ar marca viața unui credincios? Da, anticipam puțin mai devreme discuția despre ucenicie, da, care are în centru imaginea purtării crucii în urma lui Hristos. Ucenicul nu-l poate urma pe Hristos decât cu crucea în spate. Asta este un lucru absolut, cum să zic, evident din Sfânta Scriptură. Oricine încearcă să-l urmeze pe Hristos altcumva, evitând cu alte cuvinte suferința de dragul lui Hristos, este practic, sau o astfel de încercare este sortită eșecului. Dietrich Bonhoeffer spunea, marele teolog luteran din începutul secolului al XX-lea, spunea: crucea este suferința care se naște din alipirea noastră de Hristos. Da? De prea multe ori am văzut suferința care se naște din alipirea noastră de Hristos în tot felul de moduri, numai nu ca o purtare a crucii. Da? Adică de multe ori ne resemnam și spuneam, avem iarăși o altă cântare, să revin la registrul acesta muzical: în cer pe flori nu poți fi dus, când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Da? E un fel de resemnare, nu se poate altfel. Da? Asta e rău necesar. Un pic de suferință, un pic de chin, un pic de batjocură din partea oameni. Păi, na, ce să facem? Da? În felul ăsta ne câștigăm mântuirea. Da? Nu. Credinciosul care înțelege de fapt mesajul crucii și înțelege că este un ucenic al lui Hristos care îl urmează cu Hristos, cu crucea în spate, va înțelege că această purtare a crucii, această suferință care decurge din urmarea lui Hristos cu crucea în spate, are o valoare, vreau să nu fiu înțeles greșit, o valoare oarecum mântuitoare, salvatoare pentru ceilalți. După cum Hristos nu poartă crucea pentru sine, ci pentru mântuirea celorlalți, noi prin suferința noastră ce decurge din alipirea lui Hristos, vizăm în cele din urmă tot mântuirea celorlalți. Nu că i-am mântuit noi prin suferința noastră, dar noi contribuim. Poate ceea ce spune Pavel într-un context îmi spune să completez sau să adaug ceea ce lipsea, da, suferințelor lui Hristos pentru voi. Este clar că Pavel nu-și imagina că el este mântuitorul acestor destinatari a epistolei sale. Dar atunci când înțelegem în acest fel purtarea crucii, vom înțelege cum spune Petru că asta este o cinste pentru noi. El spune: cinstea aceasta este pentru voi cei care ați crezut. El spune aceste cuvinte într-un context în care afirmă că noi, poporul lui Dumnezeu, suntem o împărăție de preoți, da? O seminție aleasă, o preoție împărătească. Aceste două simboluri folosite de Apostolul Petru sunt foarte importante și aș vrea să ne oprim foarte puțin asupra lor. El spune cu alte cuvinte că noi, în calitate de popor al lui Dumnezeu, da, suntem un neam de preoți. Preotul era pus între om și Dumnezeu, îi reprezenta pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Petru spune că noi suntem puși între oameni, între lumea nemântuită, da, și Dumnezeu, ca un fel de preot, să mijlocim pentru lumea decăzută, dar în același timp el spune: sunteți o preoție împărătească, da? În calitatea noastră de regi sau, dacă vreți, reprezentanța împăratului, împăraților, ai lui Dumnezeu, noi îl reprezentăm pe Dumnezeu în fața lumii. Această lucrare, această chemare pe care o avem este una foarte costisitoare, pe de-o parte, și în al doilea rând produce foarte multă suferință. De ce? Pentru că nu e chiar ușor să mijlocești pentru cineva care ți arată ostilitate și, în al doilea rând, pentru faptul că lumea nu înțelege că noi suntem aici pentru binecuvântarea ei. Adesea, pocăiții, în general, au fost considerați o ciumă, da? În regimurile comuniste, dacă primeam autorizații de biserică, o primeam în afara satului, în afara orașului. Din fericire, dezvoltarea imobiliară a făcut în așa fel încât acum suntem din nou în oraș, dar am fost la marginea orașului inițial. Da? Suntem priviți ca o ciumă pentru ceilalți, pentru oamenii din afară. Da? Nu este ușor, spuneam, să mijlocești pentru cei care îți fac rău și, în al doilea rând, nu este ușor pentru că lumea nu vrea să fie confruntată cu păcatul ei. Ca reprezentanța lui Dumnezeu, noi confruntăm lumea cu problema ei, cu păcatul ei, iar asta atrage, să zic, ură din partea oamenilor. Însă, spune Petru, și cu asta concluzionez, el spune:
Aceasta este cinstea voastră. Cinstea aceasta este pentru voi cei care ați crezut. Este o suferință, da, o suferință reală pe care trebuie să ne-o asumăm, dar asta înseamnă să porți crucea. Înseamnă să suferi, da, de dragul lui Hristos. Să suferi în sensul că, în care ești nedreptățit. Să suferi în sensul că pierzi anumite avantaje pe care le au alții care fentează legea, da? Dar tu nu poți să o faci. Tu asculți de Hristos. Sunt nenumărate modalități prin care credinciosul suferă în fiecare zi a vieții lui ca urmare a alipirii lui de Hristos. Asta înseamnă să porți crucea alături de Hristos. Să suferi de dragul lui Hristos, da, nu pentru altceva, de dragul lui Hristos și, dacă vreți, în vederea mântuirii celorlalți. Ca ei, văzând faptele voastre bune, spune Evanghelia, da, să laude pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Așadar, dragii mei, ori de câte ori treceți prin suferință, ori de câte ori sunteți nedreptățiți, să nu o faceți cu resemnare, să nu considerați că asta e calea, da, trebuie să și suferim, la asta ne-a chemat Hristos. Suferința nu este una de dragul suferinței, este una care vizează, după cum spuneam, mântuirea celorlalți. Este o suferință născută din alipirea noastră de Hristos, pentru care vom fi în cele din urmă și răsplătiți. Aveam o definiție pe care o utilizam în cursul de conducere și anume, ce este conducerea? Noi urmăm pe cel care a purtat pe umerii săi crucea. De fapt, conducerea noi, nu creștină, nu este altceva decât o urmare a celui care a suferit pentru păcatele noastre și acest act de urmare presupune inclusiv suferința despre care ați amintit. Nu știu dacă mai era ceva de adăugat, am întrerupt aici vis-a-vis la ce este un creștin și cum este marcată viața lui. Am înțeles că crucea Domnului Iisus Hristos aduce în noi un spirit al împăcării și aduce o acceptare a suferinței care rezultă din alipirea noastră de Hristos și nu datorită propriilor noastre păcate și consecințe. Suferința noastră este o consecință a greșelilor noastre, ci este alipirea noastră de Hristos și consecințele care vin în această alipire. Mai vrea să adăugați ceva? Sau? Mă gândeam doar la un ultim aspect. De data asta chiar este ultimul. Viața creștinului care este marcat de adevărul crucii este o viață plină de har. Deci, pe de o parte, creștinul care înțelege mesajul crucii se va bucura de harul pe care îl primește din partea lui Dumnezeu, dar în același timp acel credincios care este marcat de adevărul crucii va fi un credincios care dă har, care acordă har. Mă refer aici în relațiile dintre noi, în relațiile din familie, în relațiile dintre copii, dintre părinți și copii, da, felul în care tratăm, plin de har, fiind conștienți că noi am avut parte de har. Practic, harul nu este posibil fără cruce, cel puțin în teologia evanghelică. Repet, în teologia răsăriteană, harul e energie necreată, lucrurile sunt puțin diferite. Dar în teologia noastră protestantă, în general, harul decurge din Golgota. Harul ce curge din Golgota, așa chiar și cântăm. Nu știu, în seara asta se pare că nu mai gândul stă doar la cântări. Deci va fi o viață marcată de har și este foarte important în societatea închisă în care trăim, o societate axată doar pe propriile interese, să fim niște oameni care, cum să zic, care exprimă harul lui Dumnezeu primit în viața lor. Este ceea ce spune Biblia, paharul meu este plin de dă peste el. Dragostea lui Dumnezeu curge în noi și dă pe din afară, dacă vreți. Nu e dragostea noastră, noi n-am fi capabili să iubim, da, pe cei care ne fac rău, dar este dragostea pe care El o toarnă în noi și care apoi se răsfrânge și către ceilalți. Foarte frumos. Cu alte cuvinte, sau dacă aș spune altcumva, este un creștin care a fost crucificat împreună cu Hristos, nu-i crucifică pe alții pentru Hristos, ci îmbrățișează pe alții cu dragoste și cu harul lui Dumnezeu. Care ar fi câteva sugestii pentru a menține crucea, învățătura despre cruce centrală în proclamarea Evangheliei, în modul în care noi propovăduim acest adevăr, care, cum să menținem crucea centrală? Da, spuneam la începutul emisiunii că una dintre mărcile identitare ale evanghelicalismului este tocmai crucicentrismul, alături de conversionism, de biblism și de activism, dacă rețin eu bine. Așadar, aș spune că teologic nu prea există un pericol real de a pierde centralitatea asta a crucii. Asta definește teologia noastră, da?
Numai în măsura în care, de exemplu, la un moment dat s-ar putea să nu mai dăm crezare autorității Scripturii, mărturiei Scripturii, am putea să ajungem în situația de a nu mai avea nici crucea ca element central în teologia noastră. Însă problema nu cred că stă aici la nivelul ăsta teoretic sau teologic, ci mai degrabă stă tot la nivelul practic al vieții trăite de zi cu zi, da? Chiar al proclamării, că despre asta vorbim, despre evangelizare, despre mesajul Evangheliei pe care îl transmitem celor nemântuiți. Aici există nenumărate pericole, pericole pe care, în care se pare că mulți cad și vedem din nefericire că există astfel de situații. Avem aici distorsionări ale mesajului despre cruce și despre har, înlocuirea mesajului despre harul ce curge din cruce, da, cu o învățătură despre legalism, o îndreptățire prin fapte, cu alte cuvinte. Pavel vorbește la un moment dat în Filipeni, dacă mi-aduc bine aminte, despre faptul că auto-îndreptățirea, îndreptățirea lui prin fapte, prin respectarea foarte strictă a legii, el spunea, eram după neprihănirea ce vine, eram ireproșabil, spune el. Dar toate acestea, afirmă el mai departe, le-am considerat odată ca un gunoi față de harul nespus de mare al cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, dar mai spune ceva interesant, le socotesc ca pe o pierdere. Mai degrabă, auto-îndreptățirea, încercarea de a căpăta favoare în ochii lui Dumnezeu prin faptele noastre, înseamnă de fapt o împiedicare a adevăratei noastre creșteri. Vom crede că suntem ok, că suntem bine în relația cu Dumnezeu. Deci o distorsionare a mesajului despre cruce poate să fie posibilă atunci când atenția noastră se îndreaptă mai degrabă spre fapte, spre rigori impuse, fără să acordăm și har. Da? Un fel de standard moral fără har. Tot legat de lucrul acesta, avem o atenuare a mesajului despre cruce și înlocuirea mesajului despre cruce cu moralism sec. De fapt, eu cred că la baza avântului mișcării evanghelice, vorbim de secolul 18, da, 19 după Hristos, a stat și observarea unor, iată, frații Wesley, da, a observat că în Biserica Angliei pe vremea lor se predica doar moralism, era un moralism, cum să fii mai bun, cu alte cuvinte, dar lipsea Hristos, lipsea crucea, lipsea convertirea. Asta i-a determinat să meargă în diferite locuri, în aer liber de cele mai multe ori, și să predice despre cruce, să readucă discuția despre cruce, despre centralitatea crucii, în atenția omului de rând, care erau învățat la biserică doar cum să fie mai bun. Deci înlocuirea mesajului despre cruce cu moralism. Hai să fii mai bun, de Crăciun, de Paște, asta ni se spune pe orice, da, pe orice canal media, să fii mai bun, a venit Hristos, să dăruim și așa mai departe. Ar mai fi apoi un alt pericol pe care îl văd aici, pierderea caracterului radical al uceniciei. Da? Ucenicia devine altceva, devine apartenența la un club select, chiar sfânt, chiar foarte select așa din punct de vedere spiritual, devine, nu știu, apartenența doar la o familie iubitoare care te înconjoară cu dragoste. Toate aceste imagini sunt bune până la un anumit punct, dar prea adesea se pierde din caracterul radical al uceniciei, al urma pe Hristos cu crucea în spate. Da? Deci acest aspect trebuie să existe în mesajul pe care îl transmitem altora, da? Să nu le creăm așteptări false, ca să spun așa. Dar nu trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri că această ucenicie a urmării lui Hristos cu crucea în spate este doar despre chin, despre renunțare, despre o viață tristă și mai știu eu cum, ci este vorba despre o viață cu adevărat împlinitoare. Este foarte interesant. Hristos spune, luați jugul meu. Păi nu e chiar simplu să iei jugul, da? Dar jugul meu este ușor, jugul meu este bun, sarcina ușoară. Acolo abia, în jugul lui Hristos, vei găsi odihnă pentru sufletul tău. Nu în afara jugului, da? La fel și aici, accentul pus pe cum să zic, caracterul radical al uceniciei trebuie să fie păstrat în proclamarea noastră, da? Nu ne cheamă Hristos la ceva foarte simplu, dar în același timp ne promite și cea mai mare, să zic, satisfacție spirituală, împlinire sufletească, dublată, bineînțeles, și de moștenirea vieții veșnice. Dar vestea bună a mântuirii este pentru aici și acum, dar și pentru viața veșnică. Deci aș zice că putem să menținem crucea lui Hristos central în proclamarea Evangheliei, odată conștientizând aceste pericole despre care am vorbit și apoi evaluându-ne mereu credința noastră și proclamarea noastră, da? Să păstrăm vie mereu mărturisirea lui Hristos și a mântuirii prin jertfa lui. Destul de simplu și de evident până la urmă. Da. Mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. A fost o plăcere să discutăm de un element, de o învățătură centrală
în creștinism, uneori controversată pentru unii, dar pe care Sfânta Scriptură o prezintă ca o necesitate pentru noi toți, și anume să fim transformați prin crucea Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Cu mare drag, în seara aceasta. Mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit, și invitația noastră pentru dumneavoastră este să transformați crucea dintr-o realitate istorică, dintr-un simbol, și cu ocazia acestei sărbători să faceți din ea o experiență spirituală. Apostolul Pavel spunea: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dragii mei, o viață nouă. Crucea Domnului Iisus Hristos ne aduce o viață nouă, o viață care o vom trăi în credința în Fiul lui Dumnezeu. Și spunea cineva, doar inima peste care a păsat crucea Domnului Iisus Hristos pulsează adevărata viață. Vă doresc tuturor să aveți parte de această experiență a mântuirii și trăirii în lumina crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O seară bună, sărbători binecuvântate!